Cred că uh, aveți o imagine de ansamblu destul de comprehensivă asupra acestei doctrine, așa că o să rămân la aspectele practice. Dacă o să fie întrebări ulterior din partea voastră, fără niciun fel de problemă, uh, la urmă puteți să mi le puneți și poate să discutăm. Uh, însă o clarificare pe care eu aș vrea să o fac, nu știu dacă a fost făcută deja până acum, este că doctrina predestinării în scriptură din cum am înțeles-o eu, ea este asimetrică, adică predestinarea la rai sau alegerea pentru mântuire nu a fost făcută de Dumnezeu în același fel ca alegerea la pieire. Adică, Dumnezeu a ales în mod activ sau pozitiv pe unii oameni ca să fie mântuiți, în timp ce pe ceilalți, asta spun și crezurile și unele uh, discuții ale reformatorilor pe subiectul acesta, uh, partea cealaltă este partea negativă a trecerii cu vederea. Asta e expresia pe care o folosit -o ei. Și am folosit asta pentru că Biblia nu face, în principalele texte despre predestinare, nu face afirmații categorice despre predestinarea unor oameni la iad. Ca și cum Dumnezeu ar fi stat în veșnicie și ar fi spus pe da, pe nu, pe da, pe nu. Asta este o caricaturizare folosită de cei care nu cred în predestinare. Iar noi nu credem în lucrul ăsta. Da? Credem într-o predestinare la iad, dar asimetrică. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a trecut cu vederea pe ceilalți pe care nu i-a ales la mântuire. În fine, este un detaliu care cred că este destul de important. Înainte să trec la câteva aspecte practice, o să nuanțez legătura dintre predestinare și anumite doctrine din uh, Sfânta Scriptură și o să le iau la rând. Primul lucru este că predestinarea este decretul alegerii la mântuire a celor doriți de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, predestinarea modifică sau îți creonează un anumit portret despre Dumnezeu. Eu am crescut cu senzația că Dumnezeu Tatăl era din veșnicie supărat pe noi, și Domnul Iisus Hristos o coborât pe pământ ca să-L frâneze pe Dumnezeu în urgia Lui și în crizele Lui de mânie. Și Domnul Iisus e prietenul nostru, iar pe Dumnezeu Tatăl îl iubim când avem cumva ce face. Predestinarea îți arată faptul că Tatăl a fost sursa planului de mântuire. Biblia spune că în El Dumnezeu ne-a ales, în Hristos Dumnezeu ne-a ales. Planul mântuirii este în general în Sfânta Scriptură prezentat ca un plan al Tatălui, al lui Dumnezeu Tatăl. Da? Deci predestinarea îți dă o concepție corectă despre Dumnezeu, despre Dumnezeu Tatăl. Nu fiul ne ales, ci Dumnezeu Tatăl. În fiul am fost aleși. Eu nu spun că Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt n-au participat la planul mântuirii, ci spun că în evidență, atunci când Scriptura vorbește de planul mântuirii, iasă Dumnezeu Tatăl. Ăsta e primul lucru. Da? Dumnezeu Tatăl nu ne-a urât din veșnicie și acum 2000 de ani Domnul Isus Hristos a venit și a murit pentru păcatele noastre, iar Dumnezeu Tatăl nu are ce face acum decât că trebuie să ne iubească că Domnul Isus a murit. Nu! Dragostea Tatălui este antecedentă morții Fiului. De fapt, dragostea Tatălui este motivul pentru care Domnul Isus a murit. Nu? Eu am trecut și fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său Fiu. Pentru că Tatăl ne-a iubit, a fost trimis Fiul și Fiul a făcut lucrarea lui pentru noi. Da? Deci tatăl nu ne-a urât din eternitate, ci tatăl ne-a iubit. Noi nu suntem marcioni și nu credem că Dumnezeu Vechiului Testament este un Dumnezeu rău, iar Dumnezeu Noului Testament, fiindcă a venit Domnul Isus Hristos, a început să ne iubească între timp. Ăsta e primul lucru. Da? Predestinarea, decretul predestinării la mântuire ne dă o imagine corectă despre Dumnezeu Tatăl. Al doilea lucru, predestinarea și escatologia. Acum, eu am o perspectivă escatologică pozitivă, adică nu cred că lumea o să se ducă cum să zic, o să se ducă din rău în mai rău, aveam o expresie mai sugestivă, dar cred că ar fi mai bine să nu o folosesc. Ci cred că Dumnezeu de la început a gândit să atragă neamurile către sine și exact lucrul ăsta îl va face, da? Este o legătură între predestinare și escatologie. Predestinarea de fapt este doctrina care stabilește succesul misiunii lui Dumnezeu în lume, succesul agendei lui Dumnezeu în lume, succesul planului lui Dumnezeu în lume, da? Predestinarea de fapt este afectată într un fel de escatologie sau predestinarea și escatologia se afectează reciproc. Cu alte cuvinte, o întrebare relevantă pentru noi toți ar fi cum vezi tu viitorul umanității acestea. Lumea este, cum zicea Doug Wilson, lumea este un fel de Vietnam în care toate lucrurile merg prost și înainte ca să explodeze totul Dumnezeu, haha, ha, -ha ne-o scăpa pe noi aia puțin care avem e, doctrina corectă, da o sectă din asta creștină în care o sta prin catacombi și s-o ascuns. Da, ăia aleși, predestinații, ăia care aveau o lumină specială, da, un fel de combinații din asta de marcionism, gnosticism, platonism și așa mai departe și uite, scăpăm noi cu sufletele noastre încolo la Dumnezeu, trupurile noastre rămân pe pământ, suntem fericiți o veșnicie cu harpele noastre spirituale cântând în sala tronului. Asta e o viziune sau cealaltă viziune este că Dumnezeu a ales să atragă neamurile de la sine, că Dumnezeu a ales să mântuiască lumea, că Dumnezeu a ales prin Hristos să aducă pe toți oamenii la El, nu în mod individual, da? nu credem în universalism, dar că Dumnezeu a ales, a stabilit ca să aibă succes planul lui de mântuire în istorie. Pentru că de foarte multe ori și eu am folosit expresia asta, că Dumnezeu a ales pe unii oameni la mântuire. În momentul în care spui că Dumnezeu a ales pe unii oameni la mântuire, tu ai formulat o doctrină escatologică, anume că cei mai mulți oameni se vor duce în iad, vor fi pierduți, că Dumnezeu a ales ca cei mai mulți să ducă în iad și că puțini, ăia puțini, evident, suntem noi, puțini au fost aleși la mântuire. Asta, este, asta înțelegi când spui Dumnezeu a ales pe unii oameni la mântuire. Cred că mai corect ar fi să spunem că Dumnezeu a ales foarte mulți oameni la mântuire. Că Dumnezeu a ales o mulțime o pe care nu poate număra nimeni la mântuire. Pentru că Cartea Escatologică Apocalipsă exact asta ne spune. Și pe lângă Cartea asta sunt foarte multe texte în Sfânta Scriptură care ne prezintă faptul că planul lui Dumnezeu cuprinde umanitatea. Din nou, nu vorbesc individual de fiecare persoană în parte, dar vorbesc comprehensiv, da? vorbesc de universal. Uh, că Dumnezeu are un plan cu neamurile, cu toate neamurile, oameni din orice trip, de orice limbă, din orice națiune și așa mai departe. Deci predestinarea influențează escatologia și asigură o escatologie pozitivă, optimistă. Asta e al doilea lucru. Al treia lucru, al treia doctrină care este influențată de escatologie, este că predestinarea este de fapt un fir al suveranității totale divine a lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Cu alte cuvinte, eu nu cred că Dumnezeu m-a ales pe mine din veșnicie ca să fiu mântuit și restul lucrurilor sunt la întâmplare, sunt în mâna hazardului, funcționează, nu știu, după legile naturii, satana mai face și el ce vrea pe pământul ăsta, oamenii și el după poftile lor păcătoase și așa mai departe. Nu, predestinarea la mântuire este un fir din suveranitatea totală a lui Dumnezeu. Este, dacă aș putea să zic, o mică parte din doctrina suveranității totale a lui Dumnezeu a tuturor lucrurilor. Deci Dumnezeu nu a stabilit doar eu ca să fiu mântuit, Dumnezeu a stabilit și a hotărât și a predestinat absolut toate lucrurile. Din nou, cred că aici este foarte important, e foarte important acest aspect al asimetriei. Pentru că Dumnezeu nu hotărăște toate lucrurile în același fel. Ca rău să se întâmple, Dumnezeu nu trebuie să facă nimic. Ca binele să se întâmple, Dumnezeu trebuie să intervină. Ca omul să se ducă în ea, Dumnezeu nu trebuie să facă nimic. Ca omul să se ducă în cer, Dumnezeu trebuie să intervină. Și așa mai departe. Deci când vine vorba de Bine, de mântuire, de rai, de proslăvire, de tot ce este bun și pozitiv, Dumnezeu trebuie să intervină activ, hotărător, supranatural. Când vine vorba de rău, de păcat, de iad, Dumnezeu trebuie să hotărască în mod pasiv. Adică să lase, să hotărască, să lase lucrurile să se întâmple. Eu cred că mângâiere pentru noi nu este doar faptul că noi suntem aleși la mântuire. Ci mângâiere pentru noi este faptul că Dumnezeu hotărăște, este în controlul, cum spunem noi, toate lucrurile. El guvernează, că el cârmuiește toate lucrurile. Dar Dumnezeu nu cărmuiește toate lucrurile aleatoriu, așa din mers, să gândește el ce să facă, ci Dumnezeu are un plan stabilit. Cred că Efeseni 1 spune că Dumnezeu face toate lucrurile după hotărârea sau planul voii sale și așa mai departe. Ăsta e al treilea lucru. Că predestinarea este de fapt o, cum să zic, un decret Printre celelalte decrete ale Dumnezeu, care vizează toate lucrurile din istoria asta. Al patrulea lucru, predestinarea și antropologia sau doctrina despre om. Asta e poate legături despre care vreau să vorbesc și o să vedem implicațiile practice. Uh, pentru că am fost ales, predestinarea de fapt lămurește starea noastră de păcat în care noi ne naștem. Pentru că eu am fost ales, înseamnă că eu nu mă puteam alege singur. Atâta de căzut eram în păcatul meu, încât eu nu mă puteam alege singur. Doar în punctul ăsta omul poate să-i dea slavă lui Dumnezeu. Asta este implicația directă practică. Oamenii nu se pot bucura de doctrina predestinării, pentru că ei nu înțeleg că predestinarea ne învață ceva despre starea noastră căzută. Dumnezeu ne-a ales pentru că nu ne puteam alege singuri. Dumnezeu ne-a ales pentru că noi nu puteam să facem nimic pentru noi înșine dacă puteam să facem ceva pentru noi înșine, dacă ne puteam smulge pe noi singuri din păcat, dacă ne putem alege pe noi înșine, dacă ne puteam mântui pe noi, dacă puteam să hotărâm noi pentru noi, Dumnezeu nu ne alegea. El tocmai de asta ne-a ales. Deci este o legătură directă între predestinare și doctrina despre om, între predestinare și antropologie, între predestinare și efectele căderii omului în păcat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu mai dinainte a făcut un plan știind că în urma hotărilor sale de a Crea lumea, de a crea pe om și așa mai de a lăsa să cadă în păcat, Dumnezeu știa starea nenorocită în care o să fim și că nu o să putem să ne ridicăm niciodată de acolo. Da? Alegerea ne spune și ne învață, predestinarea ne învață că nu există nimic bun în noi care să-l facă pe Dumnezeu să ne mântuiască. Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a ales la mântuire pentru că nu exista niciun alt mod în care să fim mântuiți. Nu exista absolut nimic. De asta Dumnezeu ne-a ales. Uh... Al cincilea lucru care are legătură cu al patrulea este legătura dintre predestinare și soteriologie sau doctrina despre mântuire. Predestinarea asigură mântuirea noastră. Predestinarea garantează mântuirea noastră. Din nou, oamenii deranjați de predestinare pentru că nu au înțeles starea omului de păcat și nu au înțeles că nu exista nicio altă opțiune ca să fim mântuiți. Predestinarea este o necesitate teologică. Este o necesitate soteriologică, ca să vorbesc strict de punctul ăsta. Dacă Dumnezeu ne-a ales, nu era nicio șansă să fim mântuit, absolut niciun om de pe pământul ăsta. Predestinarea sigură garantează mântuirea. Predestinarea ne învață că noi nu aveam nimic de oferit, de meritat, de făcut pentru mântuirea noastră. Predestinarea ne eliberează de fapt de toate motivațiile noastre firești și naturale. În noi înșine, înclinația noastră naturală în ce privește mântuirea noastră este să contribuim, să facem ceva. Ca să citesc pe un teolog baptist român spunea, oricare ar fi lucrul ăla de mic pe care ni l-ar cere Dumnezeu, o dorință sau ceva, să-i lui Dumnezeu cu mâna oricare ar fi lucrul ăla, lucrul ăla este absolut necesar să fii mântuit, fără de care n-ai putea să fii mântuit. Ei, predestinarea ți-a exact și mâna aia pe care o are restul lui Dumnezeu. Eram în mocir la păcatului, eram distrus, eram în toate felurile, dar măcar am spus că vreau, dar măcar mi-am exprimat dorința, mă, Nu, uite, nici măcar n-am spus. Dar Dumnezeu a văzut dorința aia ascunsă în inima mea că vreau ca să fiu ajutat. Uite, nu știam nimic nici de Dumnezeu, dar să-l bate cum eram într-un tribuitat de lume. Domnule, m-am uitat așa la natură și am fost cercetați cumva și m-am gândit, bă, trebuie să fie cineva dincolo. Ei, și Dumnezeu a văzut lucrul ăla, scânteia aia divină în mine, naturală, care a pornit din mine. Evident și aia a venit de la Dumnezeu, când Dumnezeu m-a creat după chip și asemănarea Lui. Și fică a văzut Dumnezeu lucrul la Dumnezeu m-a mântuit. Nu. Predestinarea spune nu. Nimic. N-am făcut nimic. Nicio o scânteie, nici dorință, nicio o faptă, nici merit, niciun gând, nicio o mână ridicată. Cineva zicea mântuirea, știi cum este? Da, eram închis în închisoarea păcatului, eram legat în lanțurile păcatului, erau groase lanțurile alea, cătușile au prinse bine de mâinile mele și nu puteam să fac nimic, dar măcar am putut să scutur din cătușe. N-ai scuturat din absolut nimica. Da, asta îți spune predestinarea. Asta este influența doctrinei predestinării asupra doctrinei mântuirii, asupra soteriologiei. Ea ne eliberează din motivațiile astea firești și naturale, carnale, tendințele astea, Bă, Am făcut și eu ceva. Puțin am înțeles din Biblie că n-am făcut nimic. Dar puțin am făcut și eu. Ceva. Măcar puțin, ăla, nu știu, o dorință o ceva. Nu, prezența să spune că nu ai făcut nimic pentru mântuire. Pentru că, vedeți, sunt foarte mulți oameni care sunt de acord că Dumnezeu este factorul inițiator al mântuirii. El pornește, cumva să zic, uh, lucrarea mântuirii, care este un fel ca un joc de domino. Dumnezeu dă uh, prima, știi? El inițiază. Dar după aceea noi le facem pe celelalte, știi, mai ajutăm, mai împingem și noi puțin la celelalte piese. Predeznarea îți spune că Dumnezeu nu este doar factorul inițiator al mântuirii. Dumnezeu este factorul decisiv al mântuirii. Pentru că mulți oameni spun, da, Dumnezeu a luminat, Dumnezeu a cercetat, dar dacă eu nu, nu, Dumnezeu te-a ales, scurt. Când ai spus, Dumnezeu te-a ales, a, a, a scos toată carnalitatea, toată gândirea asta naturală care este introdusă în lucrarea mântuirii. Da? Asta este legătura dintre predestinare și sfințire. un la lucruri mai aproape de noi, predestinarea și sfințirea. Asta șasea legătură pe care o fac, predestinarea și sfințirea. Predestinarea asigură sfințirea. În Efeseni, ni se spune și în Efeseni și în Petru, dacă nu mă înșel, și în Romani 8, că am fost hotărâți mai dinainte ca să fim asemenea chipului fiului său, Efeseni 1 spune că ne ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui, deci predestinarea garantează sfințirea. Câteva aplicații aici. Vedem fiecare dintre noi circunstanțele vitrege ale vieții care ne încorsetează, în care suntem prinși ca într-o menghină, da? Toate circunstanțele astea nefavorabile, cum le numesc unii, sunt de fapt metode pe care Dumnezeu le folosește ca să ne conformeze chipului fiului său. Sunt metode prin care Dumnezeu ne sfințește. Toate. Mai mult, Chiar și păcatul, într-o doctrină corectă despre suveranitatea lui Dumnezeu și despre predestinare, este folosit de Dumnezeu pentru sfințirea noastră. Adică, aici se vede slava lui Dumnezeu și puterea lui și miracolul lucrării sale a Duhului Sfânt tainice. Și anume faptul că anumite păcate pe care Dumnezeu le permite în viața noastră, pe care ar fi putut dacă ar fi vrut să le prevină, anumite păcate sunt folosite de Dumnezeu ca să ne smerească mai mult, ca să ne dea o pocăință adâncă. Ca să ne aducă la un punct în care să ne înverșuneze împotriva păcatului, să pornim un război agresiv împotriva păcatului. După o perioadă, poate, de cădere într-un anumit păcat sau obicei prost și așa mai departe, treapta sfințeniei pe care vom urca să fie una mult mai mare, mult mai abruptă, da? Săritura noastră spirituală să fie mult mai mare, da? Dumnezeu se folosește în, în harul lui și în puterea lui, în, în atotputernicia lui, mai degrabă, și de păcat ca să ne sfințească. Și eu cred că fiecare dintre noi am experimentat lucrul ăsta pe pielea noastră. Predestinarea ne ferește să ajungem la disperare. Am căzut, am căzut, am căzut, am căzut, am căzut într-un lucru, în altul și mă întreb, mă, sunt mântuit sau nu sunt mântuit? Predestinarea te asigură de faptul că Dumnezeu îți va da până la urmă putere, că Dumnezeu te va elibera până la urmă, că Dumnezeu te va ajunge să biruiești și obiceiul la prost și păcatul ăla și ispita aia și așa mai departe. De ce? Pentru că el m-a ales să fiu sfânt. Eu cred că dacă luăm uh, psalmii uh, cu atenție la studiu, vedem un mod în care putem să argumentăm cu Dumnezeu. Și legat de lucrul ăsta, legătura predestinării cu sfințenia uh, și cu sfințirea, pot să stau înaintea lui Dumnezeu să mă argumentez cu Dumnezeu, să-i cer lui Dumnezeu să mă sfințească, pentru că El mi-a spus, mi-a promis în cuvântul Lui Că dacă m-a ales, el m-a ales ca să fiu sfânt. Că dacă sunt un ales, eu trebuie să fiu sfânt și fără prihană. Nu perfect, dar sfânt. Adică o dispoziție spre Sfințenie, un progres în Sfințenie, o prezență a Sfințeniei în viața mea, da, un parcurs al Sfințeniei, un drum al Sfințeniei, o înclinație a Sfințeniei și așa mai departe. Predestinarea garantează uh, parcursul ăsta a Sfințeniei. Predestinarea îmi dă dependența asta totală de Dumnezeu. Fiindcă înțeleg că Sfințirea mea a fost prede predestinată. A fost predestinată. Eu nu doar am fost predestinat să fiu mântuit. Spune că am fost predestinat ca să fiu sfânt și fără prihană. Iar dacă sfințenia și trăirea în este un progres, înseamnă că Dumnezeu a predestinat progresul ăsta. Asta înseamnă că am fost predestinat să depind de El pentru că sfințenia este lucrarea Lui. Am fost predestinat să depind de El în toate lucrurile, în toate aspectele, în toate momentele vieții mele. Eu cred că predestinarea, uite, un alt, este foarte, se pot face atâtea de multe legături între predestinare aproape și între fiecare virtute creștină. Iau de exemplu dragostea față de Dumnezeu. Predestinarea curățește dragostea creștină și o eliberează de motivații carnale. Eu nu iubesc pe Dumnezeu uh, pentru că completați cu ce vreți voi. Eu am fost ales deja de Dumnezeu din veșnicie, sunt a Lui pentru totdeauna, nu am cum să fiu părăsit și pierdut de Dumnezeu niciodată, îl pot iubi pe Dumnezeu liber. Nu sunt la troc cu Dumnezeu, nu sunt la schimb cu Dumnezeu. Am fost ales, rezolvat deja. Nu am ce să-i demonstrez lui Dumnezeu, nu am ce să-i aduc lui Dumnezeu, nu am ce să-i arăt lui Dumnezeu. Toate faptele mele, toate meritele mele, toate lucrurile pentru care voi fi răsplătit sunt daruri ale lui Dumnezeu. Tot, tot, efortul meu în sfințire și așa mai departe este predestinat de Dumnezeu. Sunt liber acum să iubesc pe Dumnezeu, să-l iubesc pe Dumnezeu curat, pur. Da? Asta este legătura dintre predestinare și sfințire. O a șaptea legătură. Legătura dintre predestinare și misiologie sau dintre predestinare și evangelizare. Predestinarea, contrar cu ce zic unii, dacă Dumnezeu ne-a predestinat, de ce să mai facem evangelizare? Predestinarea este de predestinarea face necesară evangelizarea. Pentru că Dumnezeu a ales oameni la mântuire, trebuie să mă duc să vestesc Evanghelia. Fiindcă există oameni pe care Dumnezeu i-a ales și care trebuie să fie mântuiți, eu trebuie să evanghelizez. El nu a doar a predestinat oamenii pe care să-i mântuiască și și-a predestinat cum să-i mântuiască, adică prin predicarea Evangheliei, prin mărturia creștină, printr-o Biblie dată, printr-o carte dată, printr-un printr link cu o predică trimis și așa mai departe. El a predestinat metodele. Iar în toate metodele pe care eu le-am menționat acum și multe altele, se găsește cuvântul lui Dumnezeu. Asta este metoda principală pe care a predestinat-o Dumnezeu pentru mântuirea uh, oamenilor. Deci fiindcă există oameni care vor fi mântuiți și trebuie să fim mântuiți, trebuie să evangelizăm, trebuie să mărturisim, trebuie să facem toate lucrurile pe care le-am menționat și multe altele. Dacă cineva spunea, nu, oamenii spun de obicei, dacă Dumnezeu uh, o ales oamenii la mântuire, de ce mai trebuie să evangelizăm? Uh, și cineva au răspuns, dacă Dumnezeu uh, n-a ales oamenii la mântuire, de ce să mai evangelizăm? Adică ce șanse există ca un om răzvrătit. Ei, mie mi se pare că oamenii care zic, dacă Dumnezeu a ales oameni la mântuire, deci să mă duc să mai mărturisești și să evanghelizez, am impresia că oamenii ăștia nu vorbi niciodată cu necredincios. Duci vorbești cu necredincios să vezi cât de încăpățânat este. Tot vorbim de oameni care acceptă existența lui Dumnezeu și așa mai departe și creștinismul e adevărat. Duci și vezi cât de încăpățânați, cât de îndărătnici, cât din cuiați la minte sunt oamenii și după aceea vine și spune mie, domnule, dacă Dumnezeu a ales oamenii la mântuire, deci trebuie să vestesc Evanghelia. Pentru că dacă Dumnezeu n-ar fi ales oameni la mântuire, nimeni nu ar fi fost mântuit niciodată. Absolut nimeni. De asta, din punctul meu de vedere, singura sursă a zelului, a focului, a motivației pentru evangelizare, este doctrina predestinării. Că dacă Dumnezeu nu o predestina pe nimeni, n-ar niciun să încerci să faci absolut nimic. Da? pentru că noi nu credem în deciziile oamenilor. Credem în deciziile lui Dumnezeu. Da? Deciziile oamenilor întotdeauna sunt proaste. A opta legătură. Legătura dintre predestinare și siguranța mântuirii. Poate este una dintre cele mai exploatate legături, cele mai exploatate implicații practice ale doctrinei predestinării. Așa că nu se petrec foarte mult timp asupra ei. E clar, tot ce ține din viața noastră este fragil și nesigur. Așa că singurul mod în care putem să avem siguranță pe Pământul ăsta este să știm că. Dumnezeu ne-a ales și că ne ține în, în mâinile Lui. Nu putem să fim siguri de absolut nimic, decât dacă suntem legați de ceva din afara timpului, din afara spațiului, din afara noastră. Deciziile noastre nu sunt sigure, mâna mea ridicată la evangelizare nu este sigură, sentimentele mele nu sunt sigure și emoțiile mele, gândurile mele nu sunt sigure, nu este nimic sigur. Dacă într-o zi îmi voi pierde mintea, eu sunt la fel de mântuit cum am fost și înainte. Dacă într-o zi nu mai simt că sunt mântuit, eu am fost mântuit și sunt mântuit în continuare cum am fost și înainte. Dacă într-o zi mă apucă strechea și fac nu știu ce prostii, eu tot sunt mântuit cum am fost și înainte. Dacă lumea asta o ia raznă, eu sunt mântuit cum am fost și înainte. Toate lucrurile sunt nesigure, singur lucru sigur este mântuirea pe care mi-a dat-o Dumnezeu și pe care a hotărât-o pentru mine din eternitate. Dacă într-o zi mintea mea o ia razna și o să strică sinapsele prin capul meu pe acolo și creierul meu nu mai funcționează cum trebuie și încep să vorbesc prostii și mă schizofreniez și mă strig de cap să nu știu ce se întâmplă, să dau capul de ceva și nu mai gândesc ca oamenii. normali. eu tot sunt sigur în mântuirea mea. Pentru că am fost ales de Dumnezeu. Pentru că sunt ancorat în eternitate. Pentru că sunt agățat de tronul Harului prin Domnul Isus Hristos de un decret veșnic. În asta stă siguranța mântuirii mele. toate celelalte lucruri, că pot să-mi iau siguranța mântuirii, de exemplu, din faptul că eu privesc la Hristos, dar nu știi că privești cum trebuie la Hristos? Că eu cred în Hristos, dar nu știi că ai credința adevărată în Hristos? Că eu trăiesc în Sfințenie, dar de unde știi că Sfințenia ta e 100%, 100%, 100%, 100 sigur lucrată de Duhul Sfânt? Uh, a venit să intre într-un și din ăsta de gânduri din care nu mai scap niciodată. Eu cred, da, că siguranța mântuirii vine atunci când privim la Hristos, vine când trăim în Sfințenie, vine din faptul că citim Scriptura, stăm și cu frații și așa mai departe. Dar cred că temelia tare a siguranței mântuirii noastre este faptul că Dumnezeu ne-a legat de El însuși din eternitate. Când noi nici măcar nu existam. Și sunt atâtea persoane care trăiesc în, în, într-un, nu știu, într-o tulburare, într-un vortex din ăsta al gândurilor și al dubiilor și al îndoielilor pentru că ei nu cred în alegerea lui Dumnezeu. Ei se bazează în totalitate pe ce fac ei, pe ce simt ei, pe ce cred ei, pe cum au înțeles ei și așa mai departe. Nu pe faptul că Dumnezeu e ales din, din veșnicie da? al nouălea lucru legătura dintre predestinare și perseverența sfinților și anume că predestinarea asigură păstrarea noastră, perseverența noastră în har, nu doar asigură sfințirea noastră ci faptul că în toate vicisitudinile vieții noastre Hristos ne păstrează, zice că am fost predestinați la o mântuire veșnică am fost, Biblia vorbește despre faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte de veșnicie a el a predestinat totul, a predestinat începutul, a predestinat parcursul, a predestinat finalul, a predestinat absolut tot. Lucrul să se leagă din nou de uh, uh, siguranța mântuirii, dar se leagă și de felul în care eu ved, văd viitorul meu de acum înainte. Sunt mântuit, dar cum va arăta viitorul meu? Viitorul meu va arăta ascendent. Eu sunt ales de Dumnezeu la mântuire, sunt ales să rămân de mântuirea asta, oamenii mântuiți trăiesc în har, trăiesc în sfințenie, deci eu trebuie să progresez, nu se poate altfel. E imposibil să fie altfel, trebuie să fie așa. De ce? Pentru că am fost predestinat, am fost ales la asta, da? A zicea, a zicea legătură și vă spun sincer, pe, pentru mine, legătura asta, atât în doctrina ispășirii limitate, nu știu dacă toți credeți în ea sau nu, e relevant acum subiectul ăsta, dar pentru mine, legătura pe care o voi spune acum, este una dintre unul din, principale, unul din principale motive pentru care cred în predestinare, și pentru care cred în doctrina ispășirii limitate. Și anume, predestinarea este o doctrină trinitariană. În teologia reformată se vorbește despre un legământ pe care Sfânta Treime l-a făcut intratrinitarian în eternitate, când Tatăl i-a dat Fiului niște oameni, iar Duhul Sfânt și-a asumat lucrarea de aplicare a planului Tatălui și a morții Fiului în timp și spațiu la fiecare din persoanele alese de Tatăl, date Fiului pentru care Domnul Iisus Hristos a murit. Da? Se vorbește în teologie despre armonia intratrinitariană. Cu alte cuvinte, Tatăl nu a ales pe un, unii, mulți, Fiul s-a dus și a murit pentru toți, iar Duhul Sfânt îi cercetează pe aia care vor să fie cercetați. Adică nu pentru, aia, pentru care a murit Fiul și pe care i-a ales Tatăl. Da? din nou, exploatez puțin sau merg mai departe cu logica, pe firul logic al lucrurilor pe care l-am spus. Imaginați că Dumnezeu alege, să zicem că alegerea s-ar fi bazat pe preștiință, că unii zic, a, da, asta funcționează mai într-un sistem calvinist. Nu funcționează într-un sistem calvinist, funcționează în orice sistem. Spune că ești arminian, nu, ești pelagian și crezi că Dumnezeu alege pe cei care se aleg singuri. El s-a uitat pe coridorul tipului, da, luăm caricatura asta. Să zicem că cineva crede în caricatura asta. S-a uitat Dumnezeu pe coridorul timpului, a văzut cei care o să le aleagă pe Domnul Isus Hristos. Oia care s-au singuri, care au pe Dumnezeu, care au crezut prin propria lor putere, care s-au pocăit, care au fost născut din nou, că ei au vrut. Bun. Eu văzut Dumnezeu, eu notat și îl trimite pe Isus să moară pentru cine? Să moară pentru oameni care la momentul morții Domnului Isus Hristos erau deja în ea, nu se mai putea face nimic pentru ei. Și Domnul Isus stă pe cruce și spune: Eu vreau sincer să-i mântuiesc pe ăștia. Dar știi că nu să fii mântuiți niciodată? Da, știu, dar vreau să-i mântuiesc. N-a niciun sens, pare o contradicție totală în propria persoană a Domnului Isus Hristos ca el să încerce să facă ceva ce tatăl a hotărât să nu facă. Tatăl a hotărât din veșnicie să-i mântuiască pe ea care se vor mântui singuri, care se vor alege singuri. Și tatăl a hotărât că vor fi mântuiți numai numărul cu tare de oameni. Și Domnul se duce, Domnul Isus încearcă să mântuiască pe toți. Deși știe că tatăl a hotărât să-i mântuiască doar pe ea care se vor alege ei singuri. N-a niciun sens, n-a nicio logică. Mai mult că Duhul Sfânt se duce și îi cercetează, uite, vreau să te mântuiesc. Dumnezeu vrea din veșnicie ce să te mântuiască, deși Duhul să știe că Dumnezeu nu vrea să mântuiască decât pe ea care vor să mântuiască singuri. N-are nicio logică, înțelegeți? Este o ruptură între persoane Sfintei Trim. Din punctul meu de vedere, orice doctrină corectă este corectă în doctrina despre Dumnezeu. Dacă falimentează în doctrina despre Dumnezeu, falimentează în absolut toate lucrurile. Este o doctrină pe care nu trebuie să o crezi. E, doctrina predestinării, doctrina ispășirii limitate sunt doctrine consecvente cu ceea ce credem noi despre Sfânta Trinitate. Asta este doctrina fundamentală, este piatra de a creștinismului. Crezi prost despre Dumnezeu, poți crezi toate lucrurile corect că nu are niciun... nu are nicio valoare. Și de fapt, nu văd cum ai putea să crezi toate lucrurile corect dacă ai o imagine distorsionată despre doctrina Trinității, despre doctrina Dumnezeirii. Deci ce credem noi despre doctrina Dumnezeirii se reflectă în planul mântuirii. Doctrina Sfintei Treimi se reflectă perfect în planul mântuirii, în predestinare, în moartea Domnului Isus Hristos, în lucrarea pe care o face Duhul Sfânt. Persoanele Sfintei Treimi sunt într-o armonie perfectă, 100%. Pentru mine, spun pentru mine, este una dintre doctrinele care trebuie contemplată și care te umple de uimire și de bucurie și de har și de credință și de dragoste pentru Dumnezeu. O lucrare perfectă, desăvârșită, săvârșită de Dumnezeu. O lucrare care curge din ceea ce este Dumnezeu. Doctrina mântuirii, doctrina predestinării este o lucrare, este ceva ce vine din însăși ființa lui Dumnezeu. Din însăși ființa lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu nici nu putea să facă altfel lucruri decât așa cum le-a făcut. A 11-a legătură pe care o fac, penultima, între predestinare și închinare. Cred că închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu este curată, purificată atunci când crezi în predestinare. De ce? Pentru că nu mai poți, niciodată nu mai poți să faci rugăciunea fariseului. Doamne, fiindcă eu am făcut, dacă eu am făcut, fiindcă eu am crezut, eu am auzit, am auzit eu cu urechile mari rugăciuni la un moment dat într-o adunare. Doamne, îți mulțumesc că te-am ales. Bravo, mă! să-ți dăm și epoleți și să te felicităm la unul, să dăm o diplomă. Îți mulțumesc că te-am ales. mulțumesc și bate pe tine număr. Deci sunt și ciudați din ăștia. Puțin, dar sunt ciudați din ăștia. Spurgeon spunea că toți creștinii sunt calviniști pe rugăci în rugăciune. Da? Adică ce imaginează pe o... Că sunt persoanele astea. Un tată sau o mamă care discuți și spun nu, eu nu cred, eu cred că Dumnezeu dă harda, dar depinde de om ca el să aleagă să nu știu ce. Și începe să se roage pentru copilul lui sau copilul ei care au venit la biserică de când a fost mic, știți, mărturia de la botez. M-am născut în familie de crezincioși, am mers de mic la grupuri de copii, m-am dus la orchestră, la fanfare, nu și pe să o în lume. Da, cam asta e. Uh, și se roagă când spune mama pe pentru el, deși el are 25 de ani, Doamne, te rog să-l mântuiești, du-te după el acolo unde este el, trezește, Doamne, nu lăsa să doar, băi, stai, că. Dacă omul nu vrea, o sta 25 de ani, nu vrea. Conform doctrinii tale, Dumnezeu trebuie să le lase pace. Că dacă Dumnezeu să și mai cercetează odată, el se petrește mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Dumnezeu îi face un rău dacă îl cercetează în, în, teologia ta. Dar în momentul în care tu te-ai pus pe genunchi, ai luat doctrina ta arminiană, ai aruncat-o la coșul de gunoi, ai devenit full calvinistă și dai acolo înaintea lui Dumnezeu și plângi. Du-te tu, Doamne, Doamne, urmărește tu, gata, Dumnezeu, poliția după el. Păi este calvinist, nu mai este arminianist, da? Dar asta, ce, ce mi-arată mie lucrul ăsta, este o schizofrenie fericită între minte și inimă. Adică omul când vorbește cu tine, începe să gândească el după logica lui, bă, n-are logic bă, nu poți cred că Dumnezeu alege pe cine vrea el și așa mai departe. Când se pune pe genunchi, începe să vorbească cu inima, din Duhul lui, înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, o astfel de persoană, un arminian jet de sau semi pelagian, dovedește că el cunoște cu adevărat pe Dumnezeu Scripturilor, că mintea lui are nevoie de o reformare. Și eu mă bucur și mă pot ruga cu astfel de persoană pentru că îmi dovedește că îl cunoaște. Une persoane în felul ăsta, foarte interesant, eu am, poate voi n-ați întâlnit, eu am întâlnit, asta e și motiv pentru care în ultimii ani de zile am lăsat o memoare așa cu teologia reformată, uh, uh, într-un sens mai mare. Uh, am auzit persoane care mi-au spus, eu cu urechile mele am auzit persoane, mi-au spus mie, frontal, în față, Dumnezeu tău este un monstru. Nu Numai un monstru ar putea să facă, să aleagă, să predestineți cum face Dumnezeu tău. Dacă când s-o pus în rugăciune, au început să roage ca mine. Da? din nou, o discrepanță foarte mare, fericită aș spune eu, fericită, o inconsecvență fericită între mintea lor și duhul lor. Între ceea ce gândesc ei cu mintea și ceea ce experimentează, dacă putea să zic, simte ei înaintea lui Dumnezeu, da? Predestinarea curățește închinarea, nu-ți mai dă voie să te ca un fariseu, să cânți ca un fariseu, să gândești ca un fariseu. Chiar recent este o persoană cu care avem ca familie contact, persoană care e credicioasă de Știți cum? De mic, m-am născut, m-am nu știu ce. Și spunea, păi eu sunt bun înaintea lui Dumnezeu. Eu nu știu ce Dumnezeu a lăsat să întâmple lucrurile astea în viața mea. Ok, nu sunt perfect, dar nu sunt ca ceilalți oameni și așa mai departe. Prezinarea te total, te eliberează total de astfel de gânduri. Nu, bă, erai total pierdut, total de n-ai făcut absolut nimic. Nici nu puteai să faci nimic. Nici n-ai vrut să fi vrut să faci nimic. Nu există, nu ai nimic. Da? Atunci închinarea poate... Atunci ești uimit de harul lui Dumnezeu. Atunci ești uimit de chemarea lui Dumnezeu de regenerare, de pocăință, de credință, atunci crezi că toate lucrurile astea sunt darurile. Atunci poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ele. Atunci poți să fii consternat viață, o viață întreagă și o veșnicie întreagă pentru mântuirea ta. Pentru că nu există nicio explicație pentru care ești mântuit. O explicație omenească. Niciuna. Singura explicație este faptul că Dumnezeu, prin harul lui suveran, a hotărât să te mântuiască. Predestinarea îi dă toată gloria în mântuire și în sfințire doar lui Dumnezeu. Omul nu are nimica. Da? De asta închinarea poate să fie liberă. Sigur, sunt persoane care zic da, și eu îi dau toată gloria lui Dumnezeu. Am întâlnit chiar persoane care sunt deranjate de faptul că noi calviniștii sau reformații zicem că cei care nu, cei care cred că Dumnezeu mântuiește pe cei care acceptă, dacă acceptă, dacă vor ei, ei zic, domnule, nu e adevărat că noi nu-i dăm toată gloria lui Dumnezeu. Noi dăm toată gloria lui Dumnezeu, că eu am acceptat fiindcă Dumnezeu m-a cercetă și mă lumina și așa mai departe. Totuși, dacă e la bani mărunți, vezi că factorul decisiv în mântuire, în teologia celor mai mulți evanghelici din România, factorul decisiv este omul. Da, Dumnezeu m-a cercetat, mi-a deschis inima, m-a luminat, dar dacă eu nu vroiam, eu nu acceptam, Dumnezeu nu... Cu alte cuvinte, cea mai importantă lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu în istoria Universului, în ce mă privește pe mine, adică mântuirea sufletului meu, eu am fost factorul decisiv. Cum în doctrina asta tu nu ai toată gloria? Nu văd cum. Oricât ai dau la întors, o cât ai spune și de fapt, până la urmă, ăsta este scopul pentru care ne-a fost revelată doctrina predestinării. Doctrina predestinării ne-a fost revelată spre lauda slavei Harului Său. Asta spune Pavel în în capitolul 1. Am, ni s, ni, s -a, revelat doctrina. Așa începe. Nu binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat. De ce îl binecuvântez pe Dumnezeu? Pentru că El m-a binecuvântat. De ce m-a ales Dumnezeu? Spre lauda slavei Harului Său, ca să-i dau lui lauda, ca să-l slăvesc pe El. Cum poate să fie doctrina ta cum poate să fie închinarea ta pură și curată când tu crezi că în cea mai importantă lucrare din viața ta, tu ai fost factorul tău decisiv? Cum? Cum, Cum poate mintea ta să, să, producă, să pună gaz pe închinare când tu crezi? A, păi eu, dacă eu nu vreau... Păi lucrurile alea tu la și în viața de sfințire, în viața de fiecare zi. Sigur, Dumnezeu m-a cercetat dimineața, dar dacă eu nu vreau să mă rog, dacă eu nu vreau să citez, nu! Un calvinist adevărat, un reformat adevărat, în suflet, în Duhul lui, nu doar în mintea lui, este un care spune, măi, dacă am vrut să mă rog e de la Dumnezeu, dacă am vrut să citesc e de la Dumnezeu, dacă am vrut să fac o faptă bună e de la Dumnezeu, dacă am vrut să întind o mână de avutorii de la Dumnezeu, dacă am trimis un SMS din e de la Dumnezeu, dacă m-am dus la adunarea de la Dumnezeu, totul este la Dumnezeu, absolut totul este la Dumnezeu. Atunci ai o viață de închinare, nu ai m -am dus să am eu trei zile trei, mă scuzați, 30 minute sau trei ori la adunare sau nu știu cât am eu sau două programe pe săptămână la adunare în care îi dau glorie lui Dumnezeu și mă închin lui Dumnezeu. Nu! Atunci este un râu subteran care curge în fiecare zi în sufletul meu un râu subteran al mulțumirii, al recunoștinței, al laudei pe care eu dau lui Dumnezeu. Mă crucesc în fiecare zi că să aleg. Habar nu am de ce sunt ales. Mă mir în fiecare zi. Au trecut, nu știu, 10 ani de când Cred doctrina asta. Mai mult. Și nu încetez să mă mir de faptul că Dumnezeu m-a ales. Este o închinare, că toți vorbește foarte mult de starea asta, o închinare, nu neapărat mistică, o închinare a uimirii, a contemplării. O închinare mută, în care pur și simplu nu știi ce să spui. Nu știi ce să spui. Noi, noi contempli harul lui Dumnezeu, decretele lui Dumnezeu, alegerea lui Dumnezeu și nu ai ce să spui mai mult. Te închini lui Dumnezeu. Da? Te închini lui Dumnezeu. Cred că predestinarea, scopul principal al reverării doctrinei predestinării a fost să ne închinăm. Ăsta este motivul pentru care, eu, părerea mea este că la un moment dat un om care a înțeles cu adevărat doctrina predestinării să satură la de dezbate. Bă, știți ce? Eu nu vreau să fac din doctrina asta uh, un calașnic cu care să, să trag cu și în capul fraților mei. Eu vreau ca doctrina asta să fie un motiv de închinare, de mulțumire, în care să văd slava, gloria, bunătatea. Mila, înțelepciunea lui Dumnezeu, puterea lui și toate atributele Dumnezeirii. Și ultimul lucru, predestinarea curățește evangelizarea. Motivul, cred eu, unul dintre motivele pentru care există atâta manipulare la evanghelizări, cu ridicatul mâinii, cu trupa în timp ce cântă, sau corul, sau repetatul de rugăciuni, sau scenete, sau nu știu ce chestii din astea, manipulatoare, dar puternice de tot, hipermanipulatoare, este datorită faptului că oamenii nu cred în predestinare. Bun, unii ar zice, a, păi atunci ce suntem hipercalviniști? Nu! Atunci rămânem la metodele Scripturii. Predicăm Evanghelia, vestim Evanghelia, îi spunem omului cu pasiune despre Domnul Isus Hristos și lăsăm rezultatele în mâna lui Dumnezeu. Oricum nu o să poți mântui pe aia care nu s-a la mântuire. Simplu, oricum nu o să poți face lucrul ăsta. Dar crezi că Dumnezeu a, a lăsat. A, eu cred că Dumnezeu a ales să mântuiască atât de mulți oameni încât e imposibil să nu dau de unul din ăla care, care e ales de Dumnezeu. Da? De asta am spus că influențează escatologia, și misiunea și predestinarea și așa mai departe. Dar revin la ideea asta. Curățește evangelizarea. Ne-a avut să renunțăm la metodele manipulative, să, să trecem linia aceea pe care n-ar trebui să o trecem și simțim că trecem linia aceea. Băi, am discutat recent cu un păstor care e un prieten bun de meu, care tot aplică metode din asta și eu zic, băi, cumva, bă, eu încerc, fac tot ce pot, încerc pe toate părțile, știi? Mă încerc pe toate părțile când crezi că mântuirea sufletelor oamenilor e eu nu zic să nu faci la fel de multă revnă, să nu faci la fel de multă evanghelizare, să nu profiți de la fel de multe ocazii pentru a evangheliza. Ci spun să o faci de fiecare dată biblic. Că, până la urma urmii, toate lucrurile acestea sunt în uh, uh, mâna lui Dumnezeu, da? Eu nu pot învia un mort. Dacă Dumnezeu nu a ales, eu nu pot să-l aleg. Așa că eu fac ce sunt chemat să fac. Vesesc Evanghelia, mă rog să fiu plin de Duhul Sfânt când fac lucrul ăsta și sper din toată inima mea ca Dumnezeu să mă folosească, să-mi dea privilegiu ca cei aleși de el să se întâlnească și cu mine și eu să mă bucur de lucrarea lui. Deci astea sunt câteva legături uh, între doctrin, pe care le putem face între doctrina predestinării și alte doctrine din Sfânta Scriptură, cum este doctrina despre Sfânta Treime, închinare, evanghelizare, păstrarea nață în har, siguranța, mântuirii, ce am mai zis pe aici, misiologie, sfințirii, soteriologie, antropologie, etc. Și decurg din toate lucrurile astea uh, tot felul de efecte practice. Uh, știi cum văd? Văd predestinarea ca un... Uh, ca un luat frământat, da? La început e mic acolo. Când o lași în tine, dacă ai înțeles-o, când o lași în inima ta, ai acceptat-o, crezi că e din Sfânta Scriptură, ea începe să se umfle, începe să invadeze, să afecteze absolut toate domeniile din viața ta. Eu, am doar, eu doar... am sugerat câteva în seara asta și am încercat să le schițez pentru voi.